Antena 3 CNN a lansat cea mai spectaculoasă și consistentă platformă care va reuni soluțiile pentru România următorilor ani. RO 3.0, viitorul e aici, este locul unde se vor aduna ideile și soluțiile antreprenorilor, managerilor de top și ale mediului academic pentru România 2030. Cum va arăta viața noastră, ce tehnologii vom folosi sau ce energie și mai ales care este planul de țară, s-a discutat în cadrul dezbaterilor de astăzi. Ioana Ciobanu a urmărit evenimentul și vine cu mai multe informații. Bună seara! Bună seara și bun găsit în viitor. Astăzi Antena 3 CNN lansează platforma RO 3.0, o platformă spectaculoasă care aduce deopotrivă idei și soluții pentru România anului 2030, dar și provocările le aduce în discuție pentru a controla exact cât de pregătită este România pentru 2030. Așadar, vin în dezbateri deopotrivă autoritățile, dar și companiile pentru a controla această imagine a României viitorului și pentru că vorbim de inovație. Îl am alături de mine pe domnul Zamfirescu, care cu asta se ocupă, cu inovația. Bună ziua! Cum arată România anului 2030? Bună seara, bun găsit! România anului 2030 va avea un potențial tehnologic avansat. Vorbim despre tehnologia 5G care va conecta milioane de dispozitive, vorbim despre Internet of Everything, de la Internet of Things și vom ajunge la Economy of Things. Dau un simplu exemplu. Televizorul va putea să-și plătească singur factura la un provider de servicii, frigiderul va ști că nu mai există mâncare și va da comandă de lista de alimente și va plăti singur, mașina în Peco va putea să facă o tranzacție automată. Vorbim despre drone ale viitorului conectate la rețeaua 5G care vor putea fi operate din dispecerate de comandă, care vor transporta defibrilatoare, kituri medicale și vor ajuta industriile emergente să prospere. Și aici vorbim despre inteligența artificială în procesarea imaginilor, în agricultură de precizie, în zona de rafinării, porturi, geam în digital, digital twin pentru clădiri și pentru orașe, vom putea avea cadastru automat doar din drone sau aripă fixă. De asemenea, un impact important va fi în zona medicală, unde scanerele, aparatele RMN, aparatele de computer tomograf vor putea genera automat un registru digital al fiecărui pacient, care vor fi stocate pe rețele private ale viitorului, care vor sta fix în spital, cu o securitate cibernetică avansată, iar medicii vor putea folosi acest catalog de date, fiecare organ în parte digitalizat, și vor putea folosi aceste date pentru operații ale viitorului într-un timp foarte redus, folosind inteligența artificială, kituri de realitate mixă și, bineînțeles, senzori dedicați pentru fiecare persoană în parte. Vă mulțumesc tare frumos și pentru că RO 3.0 înseamnă viitor și înseamnă inovație, aș vrea să încheiem această transmisiune cu o demonstrație. Cum funcționează o dronă, deci cum arată viitorul, și am să-l rog pe domnul Zamfirescu să ne arate această dronă.